Peste 200 de polițiști din cadrul IPJ Suceava au efectuat zilele trecute 20 de percheziții pentru identificarea autorilor mai multor cauze penale, administrarea de material probator și recuperarea unor prejudicii. Din păcate, oamenii legii moldoveni au ajuns și în orașul Borșa. Potrivit biroului de presă al IPJ Suceava, în continuarea cercetărilor efectuate în cadrul unui caz de braconaj comis în noaptea de 23 spre 24 august pe raza comunei Cârlibaba, au fost puse în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară emise de către judecătoria Vatra Dornei, activitate ce s-a desfășurat pe raza localității Borșa. Cu această ocazie au fost identificate și ridicate mai multe mijloace materiale de probă, constând în muniții, accesorii și componente specifice vânătorii, un trofeu, circa 4 kg de carne posibil vânat și stații de emisie-recepție. Polițiștii suceveni precizează că au fost dispuse expertize fizico-chimice și biocriminalistice, urmând ca în perioada următoare să fie dispusă și o expertiză balistică. De asemenea, s-a dispus începerea urmăririi penale față de un suspect de 32 de ani și extinderea urmăririi penale pentru încă doi suspecți de 31, respectiv 36 de ani, ambii din Borșa, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj.